Hai să merg și eu până în magazin aici să mă uit, că știu că ai făcut să-mi iau un prank. Adică vreau să-i fac un prank lui Darusel. Da, mă, uitați aici, am șarpele ăsta cu care trebuia eu să-l trăiesc pe Darusel, dar n-am mai trebuit atunci pentru că am câștigat concursul acela, dar trebuie să mă revanșez eu într-o zi, dar acum nu avem nevoie de asta, dar hai să punem ăsta acum înapoi, să-l punem aici foarte, foarte frumos și să merg acum la Darusel în casă, deoarece vreau să merg în oraș, sper să nu vină Darusel după mine, chiar nu vreau, vreau doar să-l anunț și să nu vină după mine, că dacă vine, nu o să fie bine, vreau să mă duc în oraș, să stau și eu mai relaxat așa, să nu stau cu stres pe capul meu, până la urmă, că Darusel știți cum e, hai să intru acum repede peste el în cameră, să merg așa, ce facem ăsta? Bă, ce faci, mă, Darusele? Iar te joci, mă, Fortnite. Ce te joci, mă, aici, Darusele? Ce te mai jucai de data asta? Bă, Darusele, bă, lasă-mă jocul ăsta, bă, tu mă bagi în seama pe mine, tu vorbești cu mine și după te duci iar la joc. Ce faci tu aici? Am câștigat mici la fel, n-am mai jucat și eu Fortnite. Ce? Sunt și eu copil mic, n-am vrei să mă joc? Bine, mă, Darusele, ești copil mic, n-ai, ai voie să te joci, da, ai voie să te joci, Darusele, poți să te joci toată ziua, că eu o să plec, Darusele, o să plec de acasă și nu vreau să vii după mine, Darusele, poți să te joci. Ce? Ia zi, bă, la pensia. Bă, du-te, mă, de aici, mă, Darusele, tu mai faci și mișto, bă, du-te, mă, de aici, Darusele, mai bine plecai de acasă de tot, Darusele, cum ai zis tu atunci că ai fantome, că nu știu ce, Darusele, dar te-ai speriat, tu chiar ai crezut că ai fantome, mă, Darusele? Da, bă, Rafale, bă, cum să-mi închidă mie ușa în azi, bă, tu cu ața ta? Data viitoare, dacă văd o ață, o distrug, ok? Dacă vezi o ață, o distrugi, data viitoare, bine, mă, Darusele, stai că aduc acum repede o ață, o aduc repede. Păi stai, mă, și ce se întâmplă dacă distrugi tu o ață? Doamne, Darusele, ce minte ai, bă, gata. Bă, Darusele, fii atent, eu acum plec, papa, Darusele, poți să stai aici, te joci cât vrei, faci ce vrei, Darusele, eu plec, mă duc în oraș să caut și ceva, să... Ce mai vrei? Noapte bună! Ce noapte bună? Bă, Darusele, bă, tu, bă, nu, că stai nebun, în fine, haide să mergem acum repede afară, vreau să mă duc repede în oraș, nu știu pe unde să merg, dar vreau să mă relaxez și așa puțin. Cred că merg pe la mall, cred că merg pe la chestii de genul. Hai să iau și eu mașina, să ca să ia lui Darusel. Trebuie să-mi iau mașina mea și să ajungem foarte, foarte rapid. Mamă, dar mi s-a făcut foame, sincer. N-am mâncat nimic acasă, dar cred că mănânc aici la diner. Mă uite că suntem în apropiere de diner. Mamă, sper că nu e aglomerat, că parcă am auzit niște voci pe aici. A, nu, e o singură persoană. E bine, Federico, aș dori și eu să îmi dați un burger, că am auzit de la un copilaș că sunt buni rău de tot burgerii dumneavoastră. Mă, de ce fata asta? Mă, zice cumva de Darusel, că Darusel e cu cocu. Bună ziua, domnul Federico. Bună ziua, domnul Federico, puteți să-mi luați mie comanda acum, vreau... Tu ești Rafael, care filmează cu Darusel 2012? Ce? Poftim? Cum adică? Ce? Nu sunt nimeni, eu sunt aici, am venit să comand aici, să iau și o... Mi-e foame, mi-e foame. Cum adică m-ai recunoscut după voce? Ce? E singura beberiță din oraș. Eu nu sunt... Oh my God, îmi place așa de mult de voi, i-am spus părinților mei să ne mutăm în orașul ăsta special pentru voi, vă urmăresc încă de când faceți primul videoclip împreună. Cum adică? Stai puțin, tu cine ești? Eu sunt Alice 2012. Alice 2012? Stai puțin, Darusel 2012, Alice 2012, ai vreo legătură cu Darusel? Sunteți rude? Nu suntem rude, dar sunt cea mai mare fan a lui și a ta. Da? Mulțumim, dar stai puțin, tu ești de aici, din oraș, de la noi, din sat, de aici? M-am mutat acum special pentru voi am venit, m-am rugat de părinții mei un an și un pic ca să pot să ajung la voi. Cum adică te rog? Bă, stai puțin, că mie nu vine să cred. Cum te... Tu vrei să spui mie că tu te-ai mutat aici din vina mea și din datorită mie și lui Darusel, de fapt? Dar chiar, unde-i Darusel? Haideți la voi acasă, vreau să-l întâlnesc și pe Darusel. Stai puțin, că am venit aici, n-ai comandat ceva. Stai că trebuie să comand și eu, lasă-l, stai puțin, ai răbdare. Du-te că tu ai comandat, trebuie să aștepți acolo, trebuie să te duci acolo. Dacă ai zis că ai văzut pe mine și pe Darusel, trebuie să te duci să aștepți acolo, să vină comanda. Du-te la masă, unde vrei tu să stai? Că... aici. Mă, nu vine să cred așa ceva, deci Darusel și cu mine avem o fană care s-a mutat fix la noi în oraș, mamă. Nu vine să cred așa ceva, ci că s-a mutat fix pentru noi, că ne-a văzut pe noi aici și a comandat și burger ca Darusel. Da, dați-mi și mie un burger. Vreau și un burger, sincer, chiar vreau un burger. Da. Bă, cred că afacerea asta cu burger chiar e o afacere bună. Nu știu de ce nu s-a gândit Darusel să facă până acum un restaurant. Am înțeles, Federico, de stai puțin, tu mi-ai dat 4 burger. De ce mi-ai dat 4 burger? Cum adică mi-ai dat 4 burger? Trebuie să duc și ok, hai că duc eu. Mamă, mi-a zis Federico să duc fix la fană. Hai că duc aici. Ai zis că, bună, cum ai zis că te cheamă cumva Alice sau cum ai spus că te cheamă? Alice 2012. Uite că mi-a spus Federico să-ți dau, uite, burgerii tăi, ia poftim, 2 burger, ai tu și 2 burgeri am și eu, da, nu ți-am dat, adică m-a pus Federico, mi-a zis să-i aduc, mamă, cât de bun sunt burgerii ăștia. Bă, da, stai puțin, auzi, am o întrebare, hai să stăm puțin jos, stai, ia loc acolo, am o întrebare, tu chiar te-ai mutat aici în oraș pentru mine și pentru Darusel, că ne urmărești pe noi? Normal că m-am mutat aici special pentru voi, vă urmăresc încă de la primul videoclip. Sunt cea mai mare fană a voastră, nu vine să cred că v-am întâlnit, mereu mă uit prima care vede videoclipurile voastre și vă las cu sutele de comentarii la fiecare videoclip. Da, îți mulțumim, chiar îți mulțumim că ne apreciezi, pentru că de asta facem, adică pentru oameni ca tine de asta facem, de asta creăm mai multe videoclipuri, știi ce zic? Adică așa, e foarte, 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 foarte frumos că îți mulțumesc și eu cred că îți mulțumește și Darusel, că altfel nu știu, adică nu cred că nu ți-ar mulțumi Darusel, până la urmă. Dacă tot e vorba de Darusel, vreau să-l întâlnesc și el, putem să
mergem la voi acasă, haide. De sens, nu, stai puțin, cum să mergi la noi acasă? Adică e casa mea și lui Darusel, n-ai cum să intri, poate nu vrea Darusel, te-ai gândit că nu vrea Darusel? Aș avea și o dorință, îmi doresc încă de când eram o Alice mai mică să vin la voi în casă. Cum adică să vii la noi în casă? Băi, stai puțin, cum, adică, băi, noi ne-am mutat acolo recent, adică prima oară am fost în altă parte, n-am fost aici. Păi da, știu, dar eu vreau să-l întâlnesc și pe Darusel și eu știu că e mereu sta acasă și se joacă pe calculator. Da, știi că faza e că Darusel cam da, chiar era pe calculator, chiar era pe calculator, stătea și se jucat, nu știu ce făcea, dar da, tu chiar tu vrei... Păi haideți să-mi-l prezint, ai venit cu mașina, nu? Stai, da, am venit cu mașina, uite acolo, vezi pe aici, pe geam, dar stai puțin, dar Darusel nu cred că, stai puțin că mă duc la baie, ok? Așteaptă, pune-te, ia loc aici, așteaptă. Mă, eu nu, mamă, eu vreau să scap de fana asta că deja mă nebunește, vrea să meargă peste noi în casă, mie nu mi se pare așa ok, adică nici lui Darusel nu cred că i-ar părea ok, adică cred că Darusel m-ar și înjura, sincer, dacă aș veni cu cineva acasă, cred că m-ar înjura, mai ales că stă și la calculator, să mai și enervează acolo cu Ion, toate astea, dar nu știu ce să fac, trebuie să scap eu așa într-un fel foarte puțin. Nu știu, haideți că încerc să ies acum și sper să nu mă vadă, încerc să ies tiptil. Ia să ies așa, mă, ia să uită cineva. Nu uită, hai că ies acum repede. Fug acum repede, sper să nu mă vadă. Ai zis că ești la baie. Cum adică? Ce? Ai vrut să pleci fără mine? Nu, am fost la baie, dar am zis că trebuie să mă duc la mașină să iau ce, adică să am ce. Ce cauți la mine? Stai puțin, vrei să vorbesc cu părinții tăi? Stai puțin. De ce te urci la mine la volan? Păi, am vrut să mă urc pe al doilea loc, numai că mi-a bine, gata. Hai, urcă, te duc acasă. Mamă, nu scap. Nu, ce să mai? Ce? Ia, intră, gata. Hai, intră și tu. Ia și tu. Gata. Sper să scap. Haide, plec acasă la voi. Hai că merge. Zic eu pe unde? Ce? Știi exact? Hai că știi exact. Uite, pe aici. Da, pe aici, ai pe aici. Trebuie să mergem la noi acasă. Dar înainte să intrăm. Ia, uite ce frumos e aici. Îți place? Nu pot să cred, mașinuța lui Darusel. Da. Da, și gunoiul lui Darusel și uite și motocicleta lui Darusel aici. E tot. Asta e casa noastră, wow. Practic până la urmă aici. E aici, e toată casa. Date. Uite stupul unde s-a lovit Darusel, unde l-au luat albinele pe Darusel prin spate, prin toate alea. Hai să sprijin. Vino pe aici, până să intrăm în casă. Să vreau la Darusel. Păi stai puțin, ai răbdare că poate Darusel să joacă acolo cu Ion, nu știi că se joacă cu Ion în continuu. Da. Uite aici e camera, știi ce se întâmplă aici când ne jucăm, hai față ascunselea și se ascunde. Ce? Stai, tu de unde știi că avem bani în butaie? Păi eu v-am zis că sunt cea mai mare pana voastră, știu totul, știu exact unde ține burgerii Darusel, știu și cât are. Păi stai puțin, spune și mie. Știu și în ce poziție dormi și în ce loc dormi pe pat. Cum adică așa? Nu, ok, gata, nu, băi, e prea ciudată fana asta, sincer. Auzi, stai puțin, vino puțin. Ce? Da, vorbeam aici, era vecinul, uite, era vecinul, sunt vecini acolo, uite că e rulata. Nu vorbesc singur, sunt vecini aici. Da, văd. Deci fii atentă, stai puțin, cum adică, dar tu de ce vrei să vii aici? Spune-mi care e scopul tău principal. Ei, vreau să cunosc și mai bine decât vă știu și să-l întâlnesc pe Darusel dacă tot m-am mutat aici și te-am întâlnit. Da, știi că lui Darusel nu prea-i place să aibă invitați pe acasă, adică face urâm, mai ales când se joacă pe calculator. E, o fată cred că i-ar plăcea să aibă, nu? Da, cred că da, sincer, că dacă știi de Denisa 2012 cumva? Știu de Denisa 2012, adică Da, ai dreptate, eu sunt. Dar înseamnă că știi, mamă, dar tu chiar te uiți la toate videoclipurile, nu mă așteptam, chiar ai dreptate, chiar ești o fană răită, dar cum să... Bă, dar tu chiar te-ai mutat acum pentru noi aici cu părinții tăi? Acum câteva ore am ajuns în oraș, mi-a făcut bazgajul și am vrut să merg la diner să mănânc, pentru că știu că acolo sunt cei mai buni burgeri care îi recomandă și Darusel. Aolo, eu vreau să scap de Darusel, că mănâncă... Bă, nu ți se pare că Darusel nu sunt grașe și mănâncă așa în continuu foarte, foarte mulți? Ba, chiar mănâncă foarte mulți, eu spun să iau câțiva burgeri. Hei, nu-i fura, că vezi că faci urât, mai ales dacă vii aici, ești invitat, ai zis că vii... Dar stai puțin, că mă duc la Darusel înainte, mă duc eu la Darusel să văd unde... Ok, hai, vino aici, hai că mă duc... Mamă, nu... Ce faci, unde vii? Hai, vin și eu, nu? Nu, așteaptă aici, la intrare, așteaptă la intrare, că mă duc eu să verific, ca să-i zic lui Darusel, să-i zic eu lui Darusel, așteaptă aici, stai fix aici, ok? Și nu mișca, ok? Acolo să rămâi. Mamă, nu vine să cred așa ceva, să închid astea, bă, nu vine să cred așa ceva, eu nu pot să scap de fana asta. Stai, ce faci? Mi-ai spus să aștept la ușă, aici sau la intrare? Nu, afară, aici, uite afară, fix aici, sens, stai, așteaptă aici, dacă nu mai aduc pe Darusel. Păi, dacă... Da, vreau să-l întâlnesc pe Darusel mai rapid. Păi stai puțin să-i zic eu, ai răbdare, să-i zic eu că dacă nu, Darusel se supără și nu vrea să se mai întâlnească. Bă, nu vine să cred așa ceva, adică mie nu mi se pare normal, ce face mă fetița asta, eu nu știu, dar trebuie să vorbesc cu părinții ei, dar mi se pare cam ciudată fetița asta, adică așa fană nebună, chiar îi zici că e o fană nebună, pe bune, sper să nu fie totuși nebună, dar nu știu, pare așa foarte, foarte ciudată. Mă, dar unde s-a dus, stai puțin, unde s-a dus, mă, fetița? Alo,
Alice, băi, pe aici. Ce frumos e în baie. Mă, ce faci, mă, e la mine în casă cumva aici? Hei. Aveți un frigider cu cartofi prăjiți? Hei, ce faci aici? Cum, ce cauți aici? Ce cauți? Am zis să intri aici la mine. Păi cum să explorezi casa? Că trebuie să zic eu pe aici ce e în casă. Nu trebuie să vii așa tu. Nu te-am învățat ai tăi să fii așa bunele maniere. Nu te-am învățat să fii respectuoasă sau ce ești tu. M-am mutat special pentru voi. Cum nu mă lăsați pe mine să umblu pe aici? Păi n-ai voie, e proprietate privată, nu e casa ta. Dar am mai primit tu, nu? Adică, nu, așa nu. Nu, eu ți-am zis să stai acolo afară, nu să intri înăuntru. Bine, hai că stau aici. Nu stai aici, vino, așteaptă, da. Uite, uite, vino aici, nu, așteaptă totuși aici, așteaptă aici, te rog, uite, ia un loc aici pe prag, bine, așteaptă aici, pentru că eu, da, fii atentă, dacă nu aștepți aici, nu o să te mai las să te vezi cu Darius, nu o să-l aduc pe Darius aici, deci dacă tu nu rămâi, aici rămâi, da? Aici stau, ok, așa, nu te mișca, ia stai, mă, să mă uit pe geam, că nu știu tot ce face fetița asta mică, ia, unde pot să văd și eu pe aici, ia, uitați-vă acolo cum stă bine, nu vine să crezi. Ai vorbit cu Darius deja? Nu, n-am vorbit cu Darius, stai puțin, tu cum mă vezi aici? Păi, sunt niște geamuri care eu pot să văd. Da, adevărat, în fine, ți-am zis să aștepți acolo, de ce vin după mine? Mă, stai acolo, mă, mie nu vine să cred, eu nu mai scap de fetița asta, deci vine după noi, mamă, nu trebuie să mă duc la Darius, să-l zic, bă, Darius, le fiate, mă, unde e ăsta? Bă, nu, sper că e un vis ăsta, adică Darius nu e acasă, cum adică, mă, unde a plecat, mă, ăsta, bă, și-a lăsat calculatorul aprins, bă, unde pleacă, mă, ăsta, mă, dar e ușa deschisă aici, cred că e undeva pe aici, prin spate, bă, Darius, unde e, mă, ia, mă, e pe aici, cred că e să joacă cu mingea, nu, unde e Darius? Bă, nu vine să cred, Darius nu e acasă, unde, mă, Darius, unde a plecat, mă, ăsta, nu vine să cred, acum ce fac, m-a lăsat și singur cu fetița asta nebună, nu, că eu ce dez aici, nu, trebuie să fug de acasă, nu, că trebuie să-i zic că nu e Darius, mamă, deci dacă, eu și pun pariu că nu o să mă creadă și o să intre peste Darius în casă, care Darius nici nu e acasă, dar în fine, sper să nu se întâmple așa ceva, dar, da. Stai puțin, cum ai zis că te cheamă? Alice 2013. Da, Darius nu, Darius nu e acasă, nu știu unde a plecat, e plecat Darius de acasă, nu mai e acasă. Nu e acasă, nu te mint. Nu, stai, nu, ascultă, mai răbdare, Darius chiar nu e acasă, nu știu de ce nu mă crezi, sau stai, deci, bă, nu, stai puțin, tu de ce intri așa, vrei să mă duc la părinții tăi să le spun ce faci? Păi, dar tu nici nu știi unde locuiesc, nu ți-am spus, așa că hai să vedem dacă tu ai dreptate sau omit. Nu, mamă, nu-mi vine să cred așa ceva, uite, uite că nu e acasă, Darius, ți-am spus că nu e acasă, unde, ce faci tu aici? Nu, că n-are cont, trebuie să se ascundă undeva. Nu se ascunde, adică nu știu dacă se ascunde, sincer, adică eu nu l-am văzut, am văzut că e ușa deschisă în afară, dar nu cred că a plecat, dar se nu știu unde. Bă, dar se unde a plecat, că dar se n-are toate mașinile sunt aici, toate motocicletele sunt aici, dar se nu avea cu ce să plece și bicicletele, mi se pare că sunt, ia să mă uit și după de biciclete. Da, uitați că sunt bicicletele acolo. Nu. Vreau să reclam un băiat dispărut. Îl cheamă Darusel 2012. Hei, ce cauți aici? Ce cauți la mine? Cu cine vorbești tu aici? Stai puțin, ce cauți la mine? La poliție să reclam. Nu, că n-a dispărut, a plecat de acasă, s-a dus la magazin, cred că e la benzinărie, pe undeva, pe la diner, pe la ceva, nu știu. Nu, stai, ai răbdare. Mamă, mie nu vine să cred așa. Alice, unde ești? Alice, ai răbdare. Cum adică să conduci tu, că tu ai 10 ani, câți ani ai? Ai 11 ani, câți ani ai? Ești din 2012, ai zis. Alice, stai puțin așa. Stai puțin, tu cu ce ai ajuns la diner acolo? Cu ce ai venit? Tu unde stai mai exact? Eu locuiesc puțin mai departe, dar am venit pe jos. Cum adică ai venit pe jos? Păi stai puțin, și părinții tăi știu că ai venit tu pe jos până aici? Păi, ei nu trebuie să știe tot ce fac eu. Ei probabil acum adorm sau se uită la televizor. Tu pleci așa de acasă fără să le spui la părinți și părinții tăi ce o să zică de tine. Acum asta te-a dispărut, cum l-ai dat tu, Darusel, acum care Darusel nici nu e dispărut, Darusel e plecat el așa, că Darusel n-are cum să dispară, că Darusel, bă, Darusel e el fraier, dar știe să se întoarcă acasă. Păi hai să vedem unde e, că dacă chiar a fost dispărut, dacă a venit hoții peste voi și l-a furat. Păi n-a plecat nicăieri, stai puțin. Hai să mergem cu mașina, hai să mergem cu mașina. Vino pe aici. Stai puțin. Hai să ne uităm de la diner, ne mai uităm încă o dată la diner aici. La bunica lui. Nu e la bunica lui, stai puțin, să mergem până la diner, fii atent, ai răbdare, hai să vino după mine, da. Vino după mine, așa, hai să mergem aici la diner și să vedem dacă e aici, întreabă-l tu pe Federico. Federico, ai văzut cumva un băiat care poartă pampers și curg balele din gură? Mamă, nu, că trebuie să fug acum, trebuie să fug repede, asta e momentul meu, să plec de aici, să nu mă vadă, să plec repede de aici, să scap de fana ta nebună, mie nu-mi vine să cred că am plecat, mamă, de ce încă o aud, mamă, sper că m-am dus plin de parte, sper să nu vină după mine, sper să nu mă urmărească, sper că nu m-a văzut, dar bă, nu, știți care e faza? Mie să nu vin acasă la mine, să nu mă aștept acolo acasă. Nu știu unde mă duc acum, dar totuși hai să merg și eu puțin pe aici pe la dinerul celălalt, că totuși chiar nu știu unde e Darusel și vreau să ajung la Darusel. Vreau să văd unde e Darusel, că nu știu unde s-o fi dus, mă. Ia o fi pe aici, mă, Darusel, nu cred că e pe aici, sincer, dar nu știu unde a plecat Darusel. Cred că stai,
dacă știu unde Darius e. Darius s-a dus la casa aia, dar a făcut el casa aia foarte, foarte șmecheră acolo pe insula aia, când a fost la concurs și cred că acolo s-a dus Darius, că așa zicea el că face. Hai că am ajuns și eu acasă, s-a făcut și noapte, dar Darius n-am dat nici urmă, dar cred că a venit el acasă, sincer, da, dar fana aia de astăzi nu, că m-a nebunit la culme, băi, eu sper bine că a scăpat de ea, că nu se mai poate așa ceva. Hai să mă duc acum repede, repede la Darius în cameră să merg să văd ce face, mă, dar... mă, ce s-a auzit? Știi cum face de Darius? Sunt cea mai mare fan a lui, mă numesc Alice 2012 și a dispărut. Bună, Rafael, vorbeam acum cu Ion să văd ce se întâmplă cu Darius. Știi ceva de el, Ion? Alice, stai puțin, tu ce cauți aici? Ce cauți aici când eu am plecat după Darius, tu ce cauți aici și s-a făcut și noapte și tu ești la mine? Tu ești la Darius, tu ce cauți în casa noastră? Stai puțin, tu ce cauți la calculatorul la Darius și cu cine vorbești tu aici? Vorbești cumva cu Ion? Tu ce faci aici? Păi, când am văzut că ai plecat de la diner, mi-am dat seama că sigur ai plecat din greșeală, așa că am zis că să te aștept aici, să te știam că da, știai că mă întorc, dar cum ai intrat în casă când n-ai voie să intri în casa cuiva când cineva nu e acasă și n-ai primit acces? Ai primit acces de la cineva? Ți-a zis cineva să vii aici? Păi, mi-a spus Darisel de cheia care are ascuns în cușul lui de gunoi preferat. Cum adică ți-a spus Darisel că pe Darisel parcă nu l-ai întâlnit? Tu ai zis că vrei să-l întâlnești pe Darisel și nu l-ai întâlnit. Cum adică? Păi, eu nu l-am întâlnit pe Darisel, dar mi-a spus practic printr-un videoclip de al vostru. Da, că Darisel să dă de gol, am înțeles. În fine, numai acum nu, Alice, te rog să pleci, te rog să te duci acasă, nu știu unde stai tu, te rog să te Darisel vine, o să vină Darisel acasă, uite că n-a venit până acum, o să vină, lasă, du-te acasă, du-te tu acasă și o să fii atentă. Mâine ne vedem la diner, ok? Ne vedem mâine la diner tot acolo, ok? Unde ne-am văzut, ne vedem acolo și să-l întâlnești pe Darisel, ți-l arăt pe Darisel, ok? Hai, du-te, pleacă, hai, așa. În sfârșit am scăpat și eu de fetița asta, mie nu vine să cred așa ceva, bă, s-a făcut și noapte, dar Darisel n-a venit acasă, nu știu unde s-a dus Darisel, haide să intru și eu aici în cameră să mă pun și eu la sunt totuși că, na, a trecut, s-a făcut noapte, dar mâine, nu știu, sper să nu și mai aduc aminte fetița asta de noi, că dacă își mai aduce aminte de noi, nu știu ce se întâmplă, sincer. Ce zi lungă a fost, hai că mă pun și acum la somn să doresc o puțin, așa că totuși mi s-a făcut ca somn, sincer, nu știu, chiar mi-e somn foarte, foarte rău, hai că mă pun acum, nu mai stau să mai pălăvrăcez, mă pun acum de la somn. Mama, cum a fost ziua asta, sper să nu se întâmple, mă. Bună, Rafael! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.